Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor! A trecut mai bine de un an de când pandemia COVID-19 și-a pus amprenta pe istoria lumii. În ceea ce privește țara noastră, nenumărate firme de construcții au preferat să intre în faliment decât să piardă totul. Însă au fost și jucători care au preferat să riște și să nu se lase intimidați de criza sanitară și de efectele ei. Oamenii vor avea mereu nevoie de locuințe, firmele de sedii, elevii de școli, bolnavii de spitale și, de ce nu, credincioșii de biserici. Așa că în timp ce pe șantierele mici s-a pus lacăt, cele mari și-au continuat activitatea ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în jurul lor. În primele 4 luni ale acestui an, aproape 12.000 de șantiere erau începute sau în plină desfășurare. Vă întrebați la ce lucrează constructorii români? Unele dintre cele mai mari proiecte vizează locuințe, dar și un parc industrial în Brașov, de exemplu. În această perioadă au fost monitorizate 11.900 de șantiere de pe teritoriul României pentru a se întocmi o statistică relevantă. Așa cum era de așteptat, cele mai multe se află în București, 900. Desigur, Clujul nu se lasă mai prejos și se află foarte aproape de capitală, cu 895 de mari lucrări. Podiumul este completat de județul Timiș cu 815 proiecte imobiliare sau clădiri de birouri. Dacă ne uităm la ce anume construiesc românii, în mod clar, multe locuințe și complexuri rezidențiale. La nivel național sunt 4.870 de astfel de clădiri în lucru. Chiar dacă pandemia a afectat multe industrii, ei bine, nu toată lumea a jucat cartea prudenței. Când vorbim de sectorul industrial, vorbim de mai bine de 2300 de proiecte dedicate acestui domeniu. Chiar dacă în ultimul an munca s-a mutat acasă și ședințele pe internet, există companii curajoase care au investit în construirea de birouri sau spații comerciale, mai exact aproape 1500. Și dacă tot vorbim de sectoarele afectate de pandemie, este clar că cel mai lovit a fost turismul. Luni la rând, hotelurile au fost fie închise, fie au funcționat la capacitate foarte redusă. Însă oamenii de afaceri cu viziune dincolo de pandemie au mizat pe succesul turismului românesc. Au riscat și au investit în relaxarea și starea de bine a românilor. 1920 de astfel de proiecte au fost începute numai în domeniul hotelier. Specialiștii vorbesc și despre 1260 de proiecte în retail, 1370 de construcții sociale și comunitare, dar și 360 de proiecte din sfera medicală și științifică. Nici infrastructura nu a fost neglijată, 770 de proiecte de diferite dimensiuni și încă 540 care vizează lucrări de utilități au fost în desfășurare în primele 4 luni ale lui 2021. Datele arată că nici măcar 2020, anul în care a debutat pandemia la nivel global, nu a fost sărac în construcții. Față de 2019, anul trecut a înregistrat chiar o creștere în materie de lucrări de construcții, de 16% potrivit Institutului Național de Statistică. Anul 2021 este abia la mijloc și deja putem vorbi de o dezvoltare semnificativă a domeniului construcțiilor. În ultimii ani, trendul a fost ascendent când vorbim despre șantiere, în București, de exemplu. Dacă în 2015 la Inspectoratul de Stat în Construcții erau înregistrate 7.300 de imobile, odată cu trecerea timpului, aceste date au început să crească. Anul 2016 le aducea bucureștenilor mai bine de 8.000 de șantiere, iar 4 ani mai târziu, numărul acestor lucrări depășea 10.000. Astăzi, dacă vă gândiți să cumpărați o locuință sau un spațiu de birouri, să nu vă mirați că prețurile sunt mai mari decât vă așteptați. Materia primă pentru construcții s-a scumpit în ultimele luni, pentru că, din cauza pandemiei, multe țări și-au închis granițele, iar importurile și exporturile au fost oprite. Prin urmare, și materia primă s-a scumpit. Iar toată această situație se reflectă în prețurile finale ale construcțiilor. Vă dau un singur exemplu. Față de perioada prepandemică, prețurile pentru materialele de construcții au crescut în medie cu numai puțin de 40%. E drept, pentru unele produse creșterea este de doar 10%, dar sunt și cazuri în care clienții plătesc dublu pentru materie primă sau pentru produse finite.
O creștere semnificativă s-a înregistrat în cazul cuprului, care se folosește cu precădere în domeniul instalațiilor sanitare. Încheiem aici analiza sectorului construcțiilor, în speranța că se va auzi în continuare zgomot pe șantierele din România. Să auzim numai de bine!